Iulian Popescu vrea să fie mai aproape de cetățeni. Candidatul PNL pentru fotoliul de primar al municipiului Târgu Jiu a luat la pas cartierele din municipiul Târgu Jiu pentru a identifica și rezolva ulterior problemele oamenilor. Este firesc ca în această perioadă, și nu numai, echipa Partidului Național Liberal să vorbească cu cetățenii, să prezinte ideile din programul pentru Târgu Jiu, să înțeleagă nevoile și solicitările cetățenilor, să oferim soluțiile acestea. Trebuie să cunoască față în față cetățenii, așa pe viitorul primar al municipiului Târgu Jiu, cât și pe ceilalți consilieri din echipa liberală. Candidatul spune că cetățenii salută această inițiativă și își prezintă deschis problemele. Discuțiile sunt foarte bune, feedback-ul pe care îl primim este bun. Sunt și oameni complet dezamăgiți și care au ca și prima reacție că nu vor să mai vină la vot. Dar explicând importanța acestui lucru de a participa la vot, de a-și exprima opinia, pentru că altfel nu se schimbă nimic, oamenii mulți înțeleg și vor să se mobilizeze pentru ca pe 9 iunie să facă cu adevărat o schimbare în municipiul Târgu Jiu. Vă gândiți să luați la pas toate cartierele municipiului? Da, bineînțeles. Alături de Iulian Popescu au fost zeci de liberali care au purtat discuții cu cetățenii. Iulian Popescu își dorește o schimbare a municipiului reședință de județ pentru care a pregătit mai multe proiecte de modernizare.